Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă etalare. De data aceasta voi încerca să povestim puțin despre energia generală a sfârșitului de lună pentru fiecare zodie în parte. Astăzi voi începe cu zodia berbecului. Berbec. Deci să vedem da, renunțări pe toate planurile. Aveți grijă la ce renunțați, ce păstrați și ce, la ce renunțați. Înainte de toate, nu uitați că este o etalare generală, deci nu se poate potrivi tuturor. Berbecii posibil să renunțe la anumite vicii. Da? Acum, unii dintre voi, posibil să renunțați la jocuri de noroc, alcool, tutun, să începeți un program de detoxifiere. Da? Vă doriți să renunțați la tot ceea ce este toxic, la tot ceea ce vă prisosește în viață. Posibil chiar să aveți legături cu persoane sau să renunțați la persoane care sunt din zodia rac, vărsător, pești, scorpion. Oricum, vă așteaptă perspective luminoase. Sperați, da? Sperați să vă reveniți pentru că aveți o perioadă în care vreți să vă purificați, da? Renunțați chiar și la prietenii care nu, în care nu vă mai regăsiți, cluburi, vă faceți curat în dulap, vă aruncați hainele care, sau mă rog, donați hainele care nu vă mai vin și așa mai departe. Urmează, deci am spus, o perioadă în care vă doriți să renunțați la tot ceea ce vă prisosește, la tot ceea ce este vechi, pentru că vreți să faceți loc nou la relații toxice, da? La relații de iubire toxice, da? La tot ceea ce este în exces, da? Pentru că, din câte se pare, vă doriți o transformare, da? Vreți să vă transformați. Nu mai vreți să fiți lacom sau ați ajuns în situația în care ați devenit extrem de lacom. Da? Posibil să câștigați sau ați câștigat foarte mulți bani și i-ați cheltuit fără noimă, da? I-ați cheltuit fără noimă. Da? Vreți neapărat să renunțați. Vreți neapărat să renunțați la ceea ce vă face, wow, la ceea ce vă face rău. Nu mai puțin că mamă, aici ne-au căzut foarte multe cărți, nu le putem lua pe toate pentru că sunt extrem, extrem de multe. Nerăbdare, sunteți nerăbdători, să știți, să vă eliberați. Este ca și cum ați spune, gata, din momentul ăsta nu mai vreau nimic să-mi facă rău, nu mai vreau să mă enervez, nu mai vreau să sufăr, nu mai vreau, vreau să încep un tratament de detoxifiere, poate luați pastile din acelea naturiste, da, care vă ajută da, să vă curățați interiorul, da? Bun, haideți să vedem ce este în inima dumneavoastră, la ce vă gândiți. Sunteți, simt o nerăbdare, sunteți nerăbdători, nerăbdători. În legătură cu cineva din zodia Balanței, da? Deci vă gândiți la cineva din zodia Balanței, la cineva energie feminină, din câte văd aici, dacă sunteți bărbat, vă gândiți foarte tare la o energie feminină care, din câte se pare, este realizată din punct de vedere afectiv, emoțional și financiar, are o familie, posibil și copii, este mamă. V-am spus, energiile se întrepătrund, deci poate să fie valabil și invers. Da? Vă gândiți să fiți în pace, sau să faceți pace, dacă sunteți certați, să vă împăcați cu această persoană.
sau dacă o iubiți și v-ați despărțit, vă gândiți să vă întoarceți la această persoană și să vă întemeiați o familie sau să-i propuneți să întemeiați o familie. Da? Vă mulțumește numai gândul la această persoană vă umple sufletul de bucurie. Dar haideți să vedem la ce vă gândiți, da? Cei din zodia Berbec. Cei din zodia Berbec se gândesc la această persoană, da? Se gândește că este bine, că are o familie, că este fericit, fericită, da? Iar în cazul în care v-ați certat, să vă rezolvați această dispută, da? Deci vreți să rezolvați. La ce vă gândiți dumneavoastră? Vă gândiți să plecați. Vă gândiți să plecați, aveți de făcut, aveți de luat o decizie importantă în viața dumneavoastră, posibil să vă aflați într-o situație triunghiulară și să fiți gata să vă vedeți de drum, da? Să alegeți, să faceți o alegere importantă pentru voi. Vă gândiți din ce în ce mai mult la lucrul acesta, să călătoriți în altă țară, în alt oraș sau să acceptați o ofertă de angajare cu relocare. Da? Adică, eu știu, să cineva să vă propună un job în alt oraș și dumneavoastră să vă gândiți să plecați acolo pentru că oricum nu mai e de făcut cu această persoană. Posibil să fi rămas aici lângă această persoană, dar dacă ea și-a văzut de viață, dumneavoastră să acceptați să lucrați, să vă vedeți de drum, da? Să plecați, să lucrați în altă parte. Ați avut un moment de solitudine, de nu v-ați regăsit, ați studiat foarte multă psihologie, dar sunteți hotărâte să lăsați în urmă acea perioadă în care v-ați simțit extraordinar de singur. Deci, cum spuneam, posibil ca dumneavoastră să vă fi certat cu această persoană din zodia Balanței, să fi avut un divorț cu această persoană din zodia Balanței, să fi suferit mult, să vă fi retras în cochilia dumneavoastră și să începeți o perioadă lungă în care ați încercat să vă detașați, da, de această relație, mai ales dacă această relație a fost de lungă durată, a fost foarte greu și nu vă puteați desprinde emoțional și de aceea ați căutat să vă regăsiți, să vă regăsiți sufletul, ați pornit în călătorii spirituale sau nu, ați avut nevoie să petreceți o perioadă singur, singură ca să puteți să vă vedeți de treabă, da? Noi începuturi, da? Veți avea parte de noi începuturi. Posibil că dacă veți alege, veți face această alegere înțeleaptă, veți avea parte de noi începuturi. Primiți ajutor din partea unei persoane, posibil că care începe cu litera A. Posibil să cunoașteți pe cineva cu care să vă întemeiați o familie nouă sau să cunoașteți o persoană și să vă doriți să aveți un copil. Da? Noi proiecte, noi idei, vă gândiți la noi idei, poate faceți o afacere proprie, da? Pe care o luați de la zero, efectiv, da? Construiți afacerea de la zero și este ca și copilul dumneavoastră, alții veți rămâne însărcinați, însărcinate. Veți fi extrem de creativi și vă așteaptă acel soare pe care nu mai credeați că va ieși și pe strada dumneavoastră. Da? În viitorul imediat apropiat veți face pace, vă veți liniști pentru că veți lăsa în urmă toată această solitudine și toată această dorință de singurătate. Da? Veți face pace, posibil cu cineva din zodia Leu, Taur, Berbec, Capricorn. Vă veți transforma, deci veți fi capabil să vă transformați, veți fi capabil să luați o decizie importantă pentru voi, să lăsați în urmă trecutul, să aveți puterea interioară, să treceți peste tot ceea ce v-a făcut rău și peste
oricare suferință, pentru că oricât de mult ați suferi, toată această perioadă v-a făcut să v-a determinat să învățați poate cea mai importantă lecție a dumneavoastră, aceea de a realiza că nu trebuie să schimbați pe nimeni, nu trebuie să schimbați persoane, evenimente. Sunteți persoane extrem de puternice. Veți reuși să vă împăcați, să vă cereți iertare de la cei cu care v-ați certat pentru ca acest nou început să se întâmple, da? Să renunțați la tot ceea ce este toxic, să puneți capăt unei perioade plină de toxicitate din toate punctele de vedere, și acum să reușiți să mergeți mai departe. Și veți reuși pentru că vă veți găsi direcția, vă veți găsi puterea și dacă acum, în această perioadă, sunteți debusolați, uitați cum vă regăsiți direcția și vă regăsiți puterea pentru că vă regăsiți puterea de a merge mai departe pentru că în voi și doar în voi, doar vouă vă stă în putere să schimbați, să vă schimbați, să schimbați destinul, da? Și veți reuși, da? Bun, dragii mei, cam atât pentru zodia Leu. Vă mulțumesc pentru vizualizări. Dacă simțiți nevoia, rugămintea mea este să vă abonați la acest canal pentru a vedea și alte etalări la fel de interesante. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez și vă aștept la următoarea etalare. La revedere, dragii mei!